Iubiții mei frați, din nou cu bucurie ne adunăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Din aceeași bucurie invităm Duhul lui Dumnezeu să fie călăuza noastră în adevăr. Invităm pe Mântuitorul nostru să fie pâinea sufletului nostru și ne bucurăm pentru că asupra acestei lucrări, întâlnirii noastre cu Dumnezeu și cuvântul lui, există această binecuvântare rostită de Domnul, fericit de cine citește și de cine aude și de cine împlinește cuvintele pe care le-a lăsat Bunul Dumnezeu în cartea sa. Iubiții mei, astăzi vom învăța împreună câteva lucruri referitoare la mersul vieții noastre pe pământ, dar nu lucruri de mică însemnătate și cu un efect neglijabil, nu, ci lucruri de mare însemnătate și cu un efect aproape imposibil de calculat în condițiile noastre. Spun aceasta după ce am ascultat zilele trecute un pastor, nu-i dau numele, după 30 de ani de predicare a Evangheliei, dumnealui a devenit un ateu militant. Nu numai că a pierdut orice fel de credință în Dumnezeu, dar luptă din răsputeri să târească împreună cu el pe mulți, pe cât mai mulți. Am ascultat cu mare atenție cuvintele lui, argumentele lui, de unde vine el, unde și cum s-a întâmplat așa ceva. Întrebarea nu este crezi sau nu crezi, întrebarea este mai poți sau nu mai poți crede, pentru că în sine omul nu are această abilitate sau capacitate de a crede, nu. Credința este un dar de la Dumnezeu, așa scrie Scriptura. Și când cineva refuză să creadă, omul acesta nu comite un act de voință, ci abandonează darul lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea din spatele unei astfel de tragedii. L-am ascultat pe omul acesta care nu putea să nu presare la orice pas texte din Scripturi, aluneca din nou în predicare și e un om luat în serios pentru că a intrat în dialog cu oameni mari din lumea aceasta. Și ascultând povestea vieții lui, m-am întrebat, Doamne Dumnezeul nostru, învață-mă cum să ajung să nu fac ce a făcut omul acesta și ce face omul acesta. Încă am zis și niște cuvinte mult mai severe în dreptul vieții mele cu privire la o astfel de situație. Nu e prima dată când spun lucrul acesta. Astfel că vom merge împreună acum, după ce am, așa cum am menționat, am identificat, am căutat să înțeleg, să trăiesc trăirea omului acestuia și să văd motivele sau mai degrabă pretextul care l-a dus aici. Am venit împreună, am venit în locul acesta unde doresc să venim împreună de această dată la tema aceasta numită Farisei de la Catedra lui Moise. Cele mai multe argumente ale vieții acestui om devenit adversar al lui Dumnezeu, așa s-a declarat, dumnealui este adversar. Un ateu este un om cu minte, adică înțeleg că este un om care nu are ceva, e fără ceva. Dar un om care se luptă cu ceva înseamnă că are ceva, dar este vorba de o altă atitudine. Nu este vorba de absența lui Dumnezeu, ci este vorba de ura împotriva lui Dumnezeu care este stârnită în suflet. Și nu prea mă sperii de lucrul acesta. Ateu ca atare nu există, din moment ce Satana nu este ateu. N-are rost să discutăm mai departe. Înțeleg că aceasta este o suferință mai degrabă și aș dori să nu ajungem acolo. Pavel spune, zice, eu aș vrea să vă scutesc pe voi de așa ceva, să nu treceți printr-o situație ca aceasta. Mulți au trecut. Au revenit apoi în credință, dar au revenit răniți și au revenit cu această înclinație care a rămas pe viață de a recădea în acest fel de necredință.
Iată, în Matei, la capitolul 23, Mântuitorul stă de vorbă cu noi tocmai despre acest lucru. E ceva foarte fin, foarte subtil, e aproape imposibil omenește de împlinit, dar acela care a dat cuvântul dă și puterea de a-l împlini. Sunt două linii pe care vom merge astăzi, două lucruri pe care le vom învăța. Numărul 1. Nu cădea victimă ipocriziei oamenilor. Nu face din ipocrizia oamenilor Dumnezeul tău. Ai văzut ce fățarnici, ce prefăcuți, una zicea, alta făcea. Aceasta este o altă suferință, este o altă boală. Dar pe când ipocriții aceștia aveau o față în public și alta în particular, tu, care îi acuzi pe oamenii ăștia acum, ai ajuns să fii adversarul lui Dumnezeu declarat. Oamenii ăștia nu s-au declarat adversarii lui Dumnezeu. Mai degrabă sunt niște maimuțe care încearcă să imite viața de credință, dar nu s-au declarat. Pe când tu ai ajuns într-un loc mult mai rău decât ei. Nu degeaba a spus Mântuitorul, dacă ajunge să te deranjeze ipocrizia oamenilor din biserică sau din familie, din societate, din relațiile pe care ai, dacă ajunge să te deranjeze în mod destructiv acest lucru, ia seama ca nu cumva să fie și asupra ta. Ia seama la tine însuți, spune Biblia, nu cumva să ajungi mai jos și mai rău decât ei sau de 7 ori mai rău. Ia seama la bârna din ochiul tău. A spus Iisus. Acesta este primul lucru. Nu cădea victimă ipocriziei oamenilor. Acum, problema este că dacă mănânci ceva și aproapele tău nu mănâncă acest ceva și dacă acest ceva se întâmplă să fie alterat sau otrăvit, aproapele tău nu va suferi la fel cu tine care ai mâncat așa ceva. Cu ce se preocupă sufletul tău? Unde sunt gândurile tale, conversația ta cu ce se ocupă? Ați citit frumoasa carte, Calea către Hristos. Semnul că Dumnezeu este Domnul pentru tine este legat de preocupările tale permanente. Cu ce se preocupă conversația ta cu oricine te întâlnești în orice împrejurare? Care este subiectul sau tema pregnantă din mintea și sufletul tău? Atât de mult te poți ocupa cu ipocrizia oamenilor încât tu să cazi mult mai jos decât oamenii aceștia. Pe tine însuți păstrează-te curat. Ia seama să nu cazi și tu. Nu vorbim dintr-un turn de sticlă. Vorbim, de fapt, din același loc, dintre ei erați și voi toți și vedem în omul acesta căzut sub puterea acestei otrăvitoare ipocrizii, vedem în el o posibilitate a propriei noastre ființi. Ar trebui să nu ne uităm prea mult într-o prăpastie, pentru că s-ar putea să se uite și prăpastia la noi. Știți despre ce este vorba. Al doilea lucru este nu practica religia aparențelor. E adevărat că acești ipocriți nu erau, să zicem, pe față adversarii lui Dumnezeu, dar erau în realitate. Oricine practică așa ceva este, de fapt, adversarul lui Dumnezeu. Prefăcătoria nu este un subiect pe baza căruia cineva este exclus sau poate să trăiască în ea pentru mult timp, dar prefăcătoria în sine înseamnă același lucru. Omul acesta devine adversarul lui Dumnezeu. Imediat o să mergem, o să găsim aceste lucruri în studiul nostru. Cărturarii și farisei, spune Mântuitorul nostru în versetul 2 din Matei 23, șed pe scaunul lui Moise. Cărturarii și farisei erau două clase religioase deosebite între ele, diferite cu alte cuvinte, dar aveau în comun aceste două lucruri. Practicau ipocrizia, deopotrivă, de aceea Mântuitorul îi prezintă pe amândoi bolnavii, având același diagnostic, aceeași suferință, și doi, amândoi acești prefăcuți și ipocriți ședeau pe scaunul lui Moise, la catedra lui Moise, cu alte cuvinte, adică învățau pe oameni de la catedra aceasta. Ce să facem în această situație? Cum spun românii, lucru bun la om nebun. Lucru curat la om necurat. Ce să facem cu acest lucru? Pentru că Mântuitorul spune în versetul 3, ce vă spun acești prefăcuți, decăzuți, ipocriți de oameni, să împliniți. Dar de ce? Pentru că este catedra lui Moise. Este cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Deci nu confundăm cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântătorul.
Acestea sunt două lucruri cu totul deosebite și nu ne fixăm atenția, nu ne uităm țintă la cuvântător, ci ne uităm la cuvânt. De aceea spune Domnul, ce vă spun ei să faceți, dar nu-mi vine când îl știu pe ăsta cine este. Și i-a scris chiar un bilet în timpul cinei Domnului, cineva altcuiva. A fost groaznic momentul acela în care i-a scris acest bilet. Nu-mi vine să iau Sfânta Cină din mâna acestui om. Și zice, ai auzit ce? Da, am înțeles lucrul acesta, este aproape, e împotriva naturii noastre. Natura noastră se cutremură la asociația aceasta, dar ea este inevitabilă și este o realitate. Uneori chiar în propria viață, fără să ne dăm seama, și în jurul nostru, în lumea în care suntem, mult mai ușor observăm în jurul nostru decât în lăuntrul nostru. De aceea să ne rugăm împreună cu David, ori de câte ori suntem confruntați cu o situație din aceasta de vomă, să ne rugăm, Doamne, păzește-mi pașii să nu merg niciodată pe drumul acesta. Dacă nu mă păzești Tu, voi merge mult mai rău și mai greu decât ceea ce văd. Păziți ce vă spun oamenii aceștia, faceți ce vă spun oamenii aceștia, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Acestea le aveau în comun cărturarii și farisei. Și Mântuitorul descrie în acest capitol simptomele acestei cumplite suferinți numită prefăcătorie, ipocrizie aceasta. De ce trăiesc religia acești oameni, dar noi vom observa aceasta nu ca o simplă teorie, ci unde duce așa ceva, în ce se transformă. Am nevoie să știu cât de grav este un anume lucru ca să nu fac așa ceva. Am nevoie de un semn pe un stâlp electric, nu atinge, scrie acolo, și îmi pune jos un cap de mort, ca să știu ce se întâmplă dacă totuși nu respect. Toate faptele lor le fac să fie văzuți de oameni. Acum nu judecăm pe nimeni, că noi nu suntem judecători, numai e cineva care este mântuitor, poate fi judecător. Eu cum nu sunt mântuitor, eu n-am cum să judec pe altul. Dar în același timp pot să mă judec pe mine însumi. Dacă v-ați judeca singuri, n-ați ajunge să fiți judecați. Oamenii ăștia trăiesc credința pentru a fi văzuți de oameni. Doamne, nu cumva fac și eu lucrul acesta. Am avut un astfel de episod în viață și mult mai multe, cine le-a numărat, Dumnezeu le are în cunoștința Lui, căruia însă i-am simțit usturimea, amărăciunea cumplită ani din viața mea când nu m-am ridicat sau când am luat o hotărâre bazată pe ochii oamenilor, ce zic cu oamenii dacă... Nu am întrebat cum e drept să fac, să procedez în această situație, ci am întrebat ce zic cu oamenii. Și întreabă-te, nu cumva ceva de felul acesta. Astfel, oamenii aceștia se îmbracă, dau o aparență, ați observat, oamenii imorali uneori sunt așa de parfumați, așa de echipați. Dr. Mengele, de exemplu, era super elegant îmbrăcat și tot la patru ace și totul era aparent perfect, în afară de faptul că ducea la moarte mii și mii de copii și de oameni și de acestea. De aceea, spune Mântuitorul, își fac filacterii late, poalele veșmintelor cu ciucuri lungi să dea impresia aceasta și apoi umblă după locurile din tâi la anumite întâlniri sociale, trebuie să fie văzut, se uită pe unde o să treacă o cameră video, să apară în ecran, se așează într-o anume poziție vis-a-vis de vorbitor ca să fie văzuți și la întâlniri sociale asta, dar nu rămâne acolo. Cine trăiește în acest fel de ochii lumii și vrea să fie văzut și vrea să producă o aparență, omul acel va face același lucru în casa lui Dumnezeu. Decât că mută din lumea din care a venit, mută boala aceasta în casa lui Dumnezeu. Umblă după locul din tâi în adunare. Așa scrie versetul 6. După locul din tâi, în locurile din tâi în adunare. Știți bine tulburări cumplite care au loc în biserici cu privirea, cu prilejul numirii unor slujbași în diferite slujbe. Știți bine că noi am creat o ierarhie a slujbelor, un prezbiter sau un pastor, un președinte, e mult mai important decât un diacon. Știu eu dacă acest lucru e înaintea lui Dumnezeu? Mă tem că este așa cum a spus Mântuitorul.
tot ce este înălțat în lume este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. El niciodată nu ne-a pus pe noi să creăm această scara importanței în ce privește slujba. O să și întâlnim lucrurile acestea puțin mai departe. În generația noastră am asistat la unul dintre cele mai neplăcute situații, una dintre cele mai neplăcute situații, prințul Henric al Danemarcei. Dumnealui era diplomat în Franța, s-a căsătorit cu viitoarea, cu prințesa de coroană a Danemarcei și când aceasta a ajuns regină, el a fost numit prinț consort, așa cum este fost numit în Anglia și așa mai departe. În familii regale se întâmplă lucrul acesta. Numai că dumnealui avea cu totul și cu totul alte pofte și închipuia că merită cu mult mai mult. De aceea, toată viața dumnealui de om de rând care a fost luat, adoptat în familia regală a Danemarcei, a răspândit un duc de continuă nemulțumire. N-a fost niciodată mulțumit cu ei, caută locurile din tâi, acolo spune, da. Până la urmă, a încetat din viață nu de mult timp, până la urmă a declarat că nemulțumirea lui merge cu el în mormânt și pentru aceasta a cerut să nu fie mormântat alături de regină, așa cum este tradiția de sute de ani acolo. Familia regală este împreună. Dumnealui a cerut să nu fie mormântat lângă soția dumnealui. Chiar am aici un comunicat al casei regale. Prințul, pentru prinț, decizia de a nu fi înmormântat alături de regină este consecința naturală a faptului că nu a fost tratat egal cu soția sa în timpul vieții sale și că nu a avut titlul și rolul pe care și l-a dorit. Toată viața a trăit nemulțumit. Mă gândeam la lucrul acesta și când a refuzat să fie mormântat alături de soția sa, cred că a ratat singura ocazie în care putea să fie egal cu soția lui. Dumnezeu a oferit-o, dar nu i-a trebuit. Sau și mă gândesc că am impresia că nu-i trebuia egalitate, îi trebuia altceva. De aceea spunea Mântuitorul, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, să le zică rabi, pastor cu tare, domnul președinte, domnule cu tare. Sigur, acestea sunt convenții sociale, dar a face din aceasta plăcerea, le place acest lucru, e de plăcere, nu reflectă o realitate socială, pur și simplu, ci este plăcerea lor să-și audă numele însoțit de un fel sau de ceva sau de altceva. Voi să nu vă numiți așa, a spus Domnul Hristos, să nu umblați după astfel de plăceri. Eram într-o împrejurare, în urma unei evanghelizări, cu totul distinsă, care a fost mediatizată și la nivel internațional. Și cineva a observat că fusese marginalizat. Și atunci am fost întrebat, dorești să faci fotografie? Și am spus, și eu nu am dorințe de felul ăsta, mulțumesc mult, eu mă bucur să mă uit. Și am mulțumit lui Dumnezeu până în ziua de astăzi că a fost așa, fiindcă tot atunci și tot acolo, Dumnezeu a răspuns unei alt fel de situații. Voi să nu faceți așa ceva, să nu vă luați după oamenii aceștia. Ei zic una predică, dar ei fac cu totul altceva și aceasta să nu constituie pentru voi o pricină de potignire. Discutam cu o doamnă în vârstă și mi-a spus, zice, eram la construcția bisericii. O muncă, frate, veniseră mașini de beton, era ceva de nea. Și pastorul nostru îmbrăcat în haine de sportiv era pe terenul de sport. Și m-am dus și am spus până la urmă, frate, nu zic să... Dar mai stai aici să te vadă acești oameni. Uite, lumea se uită și dânsul a spus, zice, îmi pare foarte rău, dar eu nu fac parte din clasa aceasta celor care muncesc să ridice eventual un templu pentru dumnealui. Mântuitorul ne-a sfătuit altfel, nu faceți ce fac oamenii ăștia, voi toți sunteți frați. Când ai spus cuvântul acesta și când spunem frați, suntem legați de numele lui.
unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Noi suntem învățați de biserică, suntem învățați de familie, de societate, de școală. Încă și spunea cineva, zice, înainte copiii aduceau păduchii de la școală, acum aduc diavoli, aduc demoni, altfel de lucruri. Suntem expuși acestor învățături pretutindeni în lume și scrie Scriptura de învățături de demoni care vor fi și sunt în lumea noastră, dar învățătorul nostru este unul singur și este Hristos. Voi lua predica pastorului sau preotului sau cine a prezentat cuvântul acesta și am să vin în fața Mântuitorului meu în rugăciune și am să spun, am înțeles bine, Doamne, cuvântul acesta, uite ce am văzut sau ce am înțeles. Tot așa, spune el mai departe în versetul 9, să nu numiți tată pe nimeni, papa e tata, să nu numiți tată pe nimeni, pentru că pe pământ unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Tot respectul pentru slujitorii bisericii, pentru oameni puși în poziții de răspundere mare. Nimeni nu are răspunderile pe care le poartă unii oameni asupra sufletului. Vai ce poziție înaltă are nu știu cine și împreună cu poziția aceasta au venit cele mai chinuite nopți și nu se poate discuta. Tot respectul pentru slujirea acestor oameni, dar tată, autoritatea finală, acela care ne-a născut din nou, tată este doar acela care este în ceruri. Este de asemenea un verset surprinzător în care ni se spune să nu numiți instructori sau dascăli, căci pe cine, să nu vă numiți voi instructori sau dascăli, căci unul singur este instructorul vostru, Hristosul. Adică ce înseamnă aceasta? De la care învățăm practica. Totdeauna ne întrebăm, Iisus cum a procedat într-o astfel de situație? Dar nu privim în exterior ca și când ne-am uitat la televizor să vedem ce a făcut Iisus, ci El locuiește în ființa noastră. Și de aceea noi ne adresăm propriei noastre ființă, trăiască viața Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu numești instructor pe altcineva. Păi da, am văzut că se practică lucrul ăsta, am văzut că se mai face, mai și pastorul nostru, sau oamenii din biserică, sau episcopii, preoții fac lucrul acesta. Mai una, nu, unul singur este instructorul nostru. Avem pe pământ instructor și tot respectul și toată dragostea, instructoare la copii, instructor la fel de fel de activități. Dar instructorul nostru, cu I mare, este Mântuitorul nostru și Lui îi supunem toată instrucția pe care o primim noi pe drumul acesta, fie în școală, fie în biserică sau oriunde ne găsim. Unde duce drumul acesta? Voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Dacă ai închide cuiva drumul către o sală de operație și ar muri persoana aceasta, vei fi judecat în tribunal ca un criminal. Ai obstrucționat posibilitatea. Dacă nu făceai lucrul ăsta rău, cineva ajungea la operație și trăia. Aici este mult mai groaznic. Voi închideți împărăția cerurilor, cum am văzut acest pastor pe care îl menționam, în această cumplită revoltă și vocea lui era încordată, înțepenită, groaznic, din cauza adversității pe care o avea la adresa lui Dumnezeu. E bună această adversitate și această ură, dar ea trebuie adresată păcatului. Așa a arătat Dumnezeu și spune David, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu de păcatele mele. Și Dumnezeu își aduce aminte de el. El spune, Dumnezeu se gândește la mine, dar pe când noi am aplicat acest lucru lui Dumnezeu, am aplicat acest lucru bolnavului în loc să aplicăm bolii. Dacă doctorul ar urâ bolnavul în loc să urască boala, lucrurile are și groaznic. Și au și ieșit, s-au văzut cazuri groaznice în lume în care au urât bolnavul sau însăși lucru. Vai de voi! Închideți împărăția cerurilor. Dar se întâmplă ceva aici în versetul 13. Cine închide împărăția cerurilor, adică potignește pe cineva sau îl influențează. Cine alege un lucru este deplin răspunzător pentru alegerea lui înaintea lui Dumnezeu, dar vai de acela prin care vine această alegere rea despre care este vorba. Dar cel care închide împărăția cerurilor, descurajează, abate mintea, o duce în confuzie,
folosește neadevăruri, imaginație, fel și fel ca să descurajeze, să moaie mâinile oamenilor în credință, nu-și dă seama că în același timp face același lucru pentru sufletul lui. Nu vă gândiți că nu vor intra ei împărăția cerurilor, nici voi nu intrați. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Adică, acela care trăiește această viață dublă, datorită căreia, sau prin mijlocirea căreia ca instrument, cineva se potignește și cade, nu-și dă seama că prima lui victimă e propria lui viață. Stați departe de așa ceva, păziți-vă de aluatul acesta al fariseilor. Și totuși, oamenii aceștia, de ochii lumii, spune Scriptura, fac rugăciuni lungi și în timp ce exploatează casele văduvelor și nu pun nici măcar un deget să contribuie la așa ceva, dar apasă pe cel de lângă și pun poveri grele peste oameni ca să acopere acest lucru, înalță rugăciuni lungi, de aceea Biblia spune efectul sau consecința sau urmarea unei astfel de vieți în care cineva rostește mari rugăciuni de la bun, predici ce nu s-a pomenit, fel și fel de lucruri, în timp ce viața este e cu totul altceva, are un efect cumplit mai mare o sândă veți primi, în sensul că este foarte grav împotriva propriului suflet, în primul rând, această schizofrenie, această paranoie, literalmente, a unor trăiri în diverse lumi, cu mintea împărțită, cum spunea Ilie, până când veți schiopăta de amândouă picioarele și diagnosticele psihiatrice din vremea noastră identifică aceste suferințe sub diverse nume. Cu toate acestea sunt mari misionari. Ei merg în jurul pământului, fac investiții mari, donații mari, ce nu s-a pomenit, înconjurați pământul, care este obiectivul lucrării misionare pe care o faceți? Păi să facem unul ca noi. Vrem pe cineva. Aceasta înseamnă lucrare misionară când ești ca mine. Ții ca mine, mănânci ca mine, te îmbraci ca mine, te comporți ca mine și în ochii oamenilor, la ospețe, în biserică, peste tot. Deci atunci ești, aceasta e lucrare în mintea acestei clase de oameni care trăiesc această viață dublă. După ce a ajuns tovarăș, adică a fost primit ca membru, a fost votat, l-am pus, repetă după mine, să creeze exact ce cred eu, până la ultimul punct, să devii exact ca mine, după ce a ajuns tovarăș de credință, face din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Fiindcă omul acesta trebuia condus la Domnul nostru Iisus Hristos, la Mântuitorul, după care trebuia să ne depărtăm în vârful picioarelor fără zgomot, să lăsăm ființa aceasta în dialog cu Domnul Hristos, să lăsăm copiii noștri în dialog cu Domnul, să rămână pentru totdeauna moștenirea moștenirilor pe care am putut să o lăsăm copiilor noștri, să fie legătura lor, comuniunea lor cu Domnul nostru Iisus Hristos, să facă din El învățătorul lor, să facă din Dumnezeu Tatăl lor. Aceasta este moștenirea la care suntem chemați. Acest tip de misiune, de lucrare misionară în care absorbim oameni, repetă după mine, zi ca mine, crezi ca mine, fii ca mine, mănânci ca mine, te îmbraci ca mine. Acest fel de lucrare misionară este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Ea mută autoritatea de la Dumnezeu la oameni, așa cum spunea mai jos în versetele, de la versetul 16. O, aurul este mai important de pe altar. Altarul lui Dumnezeu nu are valoare, ce am pus noi pe altarul acest aur. L-am îmbrăcat cu aur. La templu am pus aur acolo. Și nu este important altarul lui Dumnezeu, jertfa noastră, ce am pus noi acolo. Urmăriți aceasta în cântări, în imnuri, numite imnuri, care se pare că s-a adresat lui Dumnezeu, dar de fapt sunt adresate omului. Uitați-vă la Odiseea, care nu are de vorbit niciun cuvânt despre Dumnezeu, numai despre ea însăși. Se recomandă acolo și spune Mântuitorul, ce e mai mare? Aurul pe care l-ați pus voi sau templul care sfințește acest dar pe care l-ați dat voi? Și mai departe, ce e mai important, întreabă Domnul Hristos, jertfa sau altarul care sfințește jertfa? Dacă o aducei în altă parte, nu însemna același lucru. Și dincolo de orice
jurământul acesta sau promisiunea pe care este dată în numele acestor lucruri, cu acest sistem în minte, în care ridicăm omul și îl așezăm în locul lui Dumnezeu, se va încheia în descoperirea omului fără de lege, care se ridică mai presus de tot ce se cheamă Dumnezeu, și această demonică înfățișare va atrage ca muștele pe toți aceia care au făcut, au practicat religia omului. Sunt bogat, sunt așa, sunt pe dincolo, eu sunt mai bun ca tine, eu sunt cu tare. Toți aceștia vor fi atras ca muștele acolo în domeniul acesta al fără de legii cumplită, al omului fără de legii. Când ne uităm în viața și ființa noastră, trebuie să ne întrebăm care este natura sau adevăratul motiv al prezenței noastre în credință, în biserică și așa mai departe. Nimeni nu poate să facă ceva în locul la altceva. E adevărat că o fi el mai necredincios, mai așa, dar uite, fii atent ce scrie aici. Dau zeciuială din izmă, mărar, chimen, din toate astea, ce să mai dăm? Și în schimb spune Mântuitorul, da, cum rămâne cu dreptatea, mila, credincioși și e dreptate în felul ăsta, în hotărârea asta care a fost luată, se poate să semneze Dumnezeu, să scrie, este dreptate? Bun, este milă în felul cum ai lucrat cu oamenii, este credincioșie față de Dumnezeu, de pilda lui, cum a lucrat el cu tine, ai lucrat și tu cu aproapele tău? Nu, dar ei dau zeciuială, nu poți să faci ceva în locul la altceva. Și Mântuitorul spune, pe astea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Dar nu se poate face ceva în locul la altceva. Și nici nu se poate face ceva mai întâi și altceva mai apoi, ci fiecare lucru trebuie făcut la timpul și la locul lui. Du-te întâi de împacăte cu aproapele tău, aceasta e ordinea operațiilor, du-te întâi și împacăte, numărul 1 și numărul 2, vine și aviu, dar aduc darul, nu, dar ceea ce a spus Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Aparent, acești oameni strecoară țânțar, strecoară apa, să nu cumva să fie vreun țânțar acolo, vai, îți dai seama și a fost făcut lucrul ăsta, dacă este așa, dacă e pe dincolo, atâta. Strecoară țânțarul, în schimb, închide cămila. Religia aparenței sfârșește în final printr-o catastrofă. Distruge, în primul rând, pe cel care o trăiește și distruge pe cel care se uite și ațintește privirea la așa ceva. Voi curățiți partea de afară a paharului și de aceea spune Domnul Hristos, luați seama să nu faceți așa ceva. Ascultați ce spun cei ce șed la catedra lui Moise, dar nu procedați cum procedează ei. Curăță partea de afară a paharului, dar înăuntru este plin de răpire și de nestăpânire. Nu-ți poți stăpâni cuvintele, gândurile, mâncarea, băutura, relațiile cu oamenii, temperamentul, nu le stăpânești. Plin de răpire, plin de necumpătare, în timp ce pe din afară, imaginea publică, foarte atenținută. Vai, este o tragedie, spune Domnul Hristos lucrul acesta. Voi sunteți asemenea mormintelor văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție și în același fel, pe din afară vă arătați neprihăniți. Știți ce înseamnă asta? Neprihăniți oamenii. Pavel spune de ce eram neprihănit în ce privește legea. Și sângele care curgea pe urma ta, spune el mai departe, era mânat de un zel nebun după acest fel de viață. El este un fariseu tipic care avea această scară a valorilor până în clipa în care a întâlnit pe Mântuitorul. În timp ce apăreți neprihăniți în fața oamenilor, pe din lăuntru sunteți plin de fățărnicie și fără de lege. Zici una, la bun știi altceva despre lucrul acesta. Ochii tăi privesc acolo unde Dumnezeu a spus să nu privești. Și fără să-ți dai seama, duci cu tine această atmosferă. Nu funcționează fățărnicia, pentru că sunt legi ale biologiei, ale ființei noastre, așezate prin creație. Și anume că un om
este înconjurat de atmosfera cu care e încărcat sufletul lui, radiază din lăuntru în afară și oricât de tare ar fi actoria, în final, lucrul acesta se decolorează și apare originalul. În ce privește viața noastră, Mântuitorul și Bunul Dumnezeu o judecă după afinitățile noastre. Unde te regăsești? O, dacă eram noi, noi nu făceam așa cu profeții și cu ceilalți. Așa ceva nu se poate. De aceea le văreau morminte, le reparau monumentele și așa mai departe. Dacă eram noi, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, noi nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui. Serios, hai să vă spun ceva, spune Mântuitorul, versetul 34. Să vezi unde duce această viață. Tu care zici, noi n-am fi făcut așa, de aceea vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Fiți atenți, pe unii din ei veți omorâ, e versetul 34, îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Ce au făcut părinților? Același lucru. Pe baza afinității acesteia. Ei zidirea mormintelor prorocilor înseamnă, frate, noi stăm la cum a fost întotdeauna, suntem păstrătorii credinței, tradiției, ei zidez mormintele acestea, când în realitate, spune Mântuitorul, zice, voi veți face exact ce au făcut ei. Acest lucru face din cineva să fie părtaș cu istoria și cu nelegiuirile ei și de aceea unirea sau afinitatea cu un anume fel de viață, de felul acesta al fariseilor, duce în final la această cumplită nenorocire. Vine asupra voastră tot sângele care a fost vărsat pe pământ de la Abel până la Zaharia, ucis în adunare, în hol, l-au omorât în holul adunării. Vine asupra voastră. Da, dar eu n-am fost pe timpul lui Abel, dar ești în afinitate cu clasa aceasta de oameni. Nu este vorba, acest lucru nu este o fatalitate, nu e nimeni obligat să meargă pe drumul acesta. Nu, niciodată. Dimpotrivă. Dumnezeu dă șansă sufletului nostru, de aceea ne învață cuvântul lui, dă șansă fiecărui suflet în parte să-și privească fața în oglinda Duhului Sfânt. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Oglindindu-ne în slava Domnului, înțelegem că planul lui Dumnezeu cu noi nu este al unei vieți mizerabile, de fățărnicie, o viață dublă. A vorbi ceea ce nu reprezintă convingerea, a trăi ceea ce nu spui în public, a apărea cine nu ești în realitate, este o viață extrem de mizerabilă și de chinuită. Dar Domnul Hristos ne spune prin Evanghelie că o altă viață este rezervată pentru noi, aceea a curăției, așa cum a spus despre Natanael. Uite, un om în care nu există niciun fel de vicleșuri, dar cine poate să trăiască așa? Nu poți să trăiești în ziua de astăzi într-un... Uite un om, a spus Domnul Hristos. Și el, în aceleași împrejurări, cu Dumnezeu, a dezvoltat un cu totul diferit caracter, care este cheia spre această viață. Versetul 39. Nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Acest cuvânt al lui Dumnezeu se încheie cu această chemare. Să spunem bun venit în viața și ființa noastră Domnului nostru Iisus Hristos. Și toate aceste păsări urâcioase și târătoare care iau loc în sufletul nostru nu își vor găsi viața la lumină, pentru că odată aprinsă lumina gândace fug și se schimbă viața aceasta. Pavel Apostolul spune, toate lucrurile s-au făcut noi. Într-adevăr, cele vechi s-au dus. La aceasta să ne ajut, Tată Ceresc, când ne rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos și spunem din suflet, binecuvântat ești Tu cel ce vii în numele Domnului în viața și ființa noastră, în viața familiei, a bisericii, a lumii în care trăim noi. Binecuvântat ești Tu și binecuvântat să fii în veci de veci. Amin.